După un an de muncă a venit și momentul recunoștinței. Astfel, în funcție de rezultatul obținut, cei mai buni elevi și sportivi au primit diplome și sume cuprinse între 200 și 700 de lei. Am obținut premiul special la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română la Târgoviște. Ce implică performanța? Performanța implică, bineînțeles, foarte multă muncă, dar eu consider că trebuie să ai și un strop de talent pentru a face performanță sau excelență într-un domeniu. Am obținut premiul 3 pe țară la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Și ce implică performanța? Păi, performanța este foarte grea de făcut, dar mi-am amintit și încă mi-am amintit povestea unui dicton latin care spunea că dacă vrei să ajungi pe cea mai înaltă treaptă, trebuie să pornești de jos. Mențiune la Olimpiada de Limba Franceză, mă numesc Burta Daria și sunt foarte mândră pentru că am văzut această olimpiadă ca un spațiu al bucuriei, al emoției, al talentului, al pasiunii, pentru că este foarte importantă, dar și al muncii. Medalie de argint la Olimpiada de tip. E destul de greu, dar e frumos. Presupune multă muncă, efort și din partea elevului, dar și din partea cadrului didactic. Olimpiada de Limba și Literatura Română este o olimpiadă grea. Activitatea olimpicii Teleormanului este organizată anual de Consiliul Județean Teleorman. Trebuie să ne mândrim cu aceste persoane, mai ales cu acești copii, pentru că ei reprezintă viitorul nostru din toate punctele de vedere. Pentru că nimic nu se poate face fără carte și nimic nu se poate face fără o performanță deosebită. Iar acești copii au arătat că pot să atingă performanță. Suma totală alocată premierii a fost de 25.000 de lei, bani proveniți din bugetul propriu al județului Teleorman.